Salutare, fan Lego! Uite, mă tot gândeam eu ieri, așa cum am vorbit la livestream despre lecțiile, cum sunt mai distractive așa cu Lego și te ajută să reții mai bine ceea ce înveți și să memorezi și să chiar să înțelegi ce înveți. Și m-am gândit, haide să facem astăzi o chestie așa micuță, simplă, distractivă. Inițial am vrut să vorbesc cu voi despre balanțe, despre densitate, greutate, chestii de genul, dar în încercarea mea de a construi o balanță am găsit o lecție, cred eu, și mai interesantă. Hai să vedem. Deci aici am o balanță, da? Are un picior, are un punct de rotație acolo în mijloc, o să-i zicem pivot, că poate ați auzit și cuvântul ăsta, este punctul de unde se rotește totul, de care atârnă, dacă vreți să îi spunem așa. Deci este pivotul acolo în mijloc, vedeți, este un pin de Lego tehnic în niște cărămizi gri de tip tehnic. Și avem brațele balanței cu două tăvițe aici pe lateral. Simplu, nu? Ok, dacă eu v-aș întreba în secunda asta, balanța asta este în echilibru adevărat? Voi ce ați zice? Pentru că eu vă spun că nu este. Bă, George, cum să nu fie? Păi uite-te la ea, stă perfect orizontal, care e problema? E, nu e chiar așa. Pentru că, pentru a fi în echilibru complet, balanța asta trebuie să își revină singură la starea asta pe care o vedeți aici, dacă acționează o forță din afară. Ce vreau să zic prin asta? Foarte simplu. Uite, să zicem că degetul meu este forța și acționează din afară asupra balanței. Nu a mai revenit la starea inițială, cum ați văzut-o atunci, nu? Starea inițială era așa. Dar acum stă cu sus în jos. De ce e asta oare? Păi este foarte simplu și este o chestie care se folosește foarte mult în viața de zi cu zi și v-ar ajuta și pe voi în construcțiile voastre sau în multe activități pe care le puteți face. Să vă arăt de ce. V-am povestit despre pivot, da? La început. Ok? Observați cum pivotul la început este sub greutatea pe care o ține. Care greutate, George? Că doar e goală balanța, nu este nicio greutate pe ea, dar vedem și noi. E, nu chiar. Pentru că însăși brațele balanței, cum le vedeți aici cu tăvițele, sunt o greutate și ele au o greutate, nu? Ok? Și în cazul de față, eu pun greutatea deasupra punctului de echilibru acolo. Vedeți voi? Bine, cu puțină grijă, pot să o fac să stea în echilibru, să zicem, temporar, ok? Dar nu este echilibru adevărat, pentru că nu este stabilă în forma asta. Cum am zis, dacă acționez din afara asupra ei, imediat trece în starea adevărată de echilibru. Care e diferența? Acum greutatea se află sub punctul de pivotare. Vedeți voi? Și acum pot foarte simplu, uite, iau două cărămizi, să zicem, astea sunt identice, le vedeți 2x4 verzi, pot să le pun, hai chiar să le și atașez ca să nu cadă și să putem să arătăm mai bine. Așa. Ok. Iar acum, dacă vine o forță din exterior, degetul meu din nou, și acționează asupra balanței, o să vedeți că își revine singură la starea asta de echilibru adevărat. Vedeți voi? Oricât pot să împing, pot să încerc să și dau un așa, uite, să o ocupa. Să o rotesc mai tare și întotdeauna își va reveni la starea ei de fapt. Asta este punctul de echilibru adevărat. Și asta înseamnă stabilitate. Cu cât greutatea este mai jos față de pivot, cu atât este mai stabilă. Ok? Ok, hai să ne gândim și la o aplicație practică pentru treaba asta. Și cum tocmai discutaserăm despre vapoare zburătoare în livestream, cum se aplică chestia asta la un vapor, oare? Nu? Te gândești ce treabă are un vapor cu o balanță? Ei bine, hai să încercăm așa să desenăm. O să încerc să desenez fără să mă uit. Poate mai bine vin cu ea în partea asta, cu foaia. Așa. Haideți să ne închipuim că asta este apa. Așa. Și pe ea avem un vapor. Hai să ne uităm la el din față, ca și cum ai vedea un vaporaș din față. Și avem, să zicem, așa are o formă, să mă scuzați că desenez urât acum. Asta este un vapor. Vai, ce vapor urât. Hai să-i facem, de fapt, și un catarg, să nu fie, să fie corabie. Da? Și aici are o velă. Așa.
foarte, cel mai urât vapor care exista vreodată. Cum poate el să stea în echilibru, mai ales pe apă? Acolo e foarte, vă știți, cu apa e foarte instabilă, pentru că e lichid. E bine, vaporul are un punct de plutire. Așa cum atunci când arunci ceva în apă, de exemplu o minge care este plină de aer, ea plutește, dar nu plutește exact pe suprafața apei, ci plutește puțin de desubt. Pentru că acolo este punctul ei de plutire, da? La un vapor, punctul de plutire este exact la linia apei, deci aici. Să facem așa cu un X, da? Și atunci cum ne asigurăm noi că vaporul este stabil pe apă, că mi-a și bate vântul? Mai bate vântul în vele, cum de nu răstoarnă? Pentru că vapoarele și navele în general care merg pe apă sunt construite astfel încât să fie foarte grele în partea de jos. Aici, chila unui vapor este extrem de groasă aici jos și este construită să fie partea cea mai grea a vaporului. Astfel încât, dacă ne închipuim în cazul de față, da, să zicem că ăsta este vaporul nostru, ăsta este punctul de plutire și partea asta este partea de jos a vaporului. Dacă vine valul sau vântul sau ceva și încearcă să îl dezechilibreze, el mereu își revine la punctul inițial. E nevoie de furtuni extraordinar de mari și puternice ca să răstoarne vapoarele din ziua de astăzi. Ok? Deci cam ăsta este principiul de funcționare a unei balanțe, a stabilității și felul în care se aplică la anumite lucruri din viața reală. Acum am eu o întrebare pentru voi. Unde mai găsim noi în viața reală, în afară de navele care merg pe apă, unde mai găsim astfel de exemple în care este folosită stabilitatea asta cu greutatea atârnând sub punctul de pivotare? Ia gândiți-vă, lăsați-ne jos în comenturi exemple pe care le descoperiți voi din viața de zi cu zi, unde este foarte folositor un asemenea sistem care se autostabilizează. Sunt sigur că o să găsiți multe. Și dacă v-a plăcut acest video, puteți să-mi lăsați sugestii mai jos dacă vă pot ajuta cu orice fel de explicații din astea, folosind Lego, evident, despre lucruri din viața de zi cu zi, despre lecții pe care poate nu le-ați înțeles așa de bine. Nu sunt expert, deci nu o să știu să vă explic chiar tot, dar putem încerca. Ok? Vă mulțumesc foarte mult, să aveți grijă de voi și spor la construit!